muzica este unică între toate celelalte arte și nicio altă artă nu poate reda trăirile extatice, interioare, atât de bine. Pentru unii, este de neînțeles cum poate trăi cineva stări extatice doar ascultând muzică. Dar experiențele extatice, spirituale, nu țin cont de rigorile canonice ale vreunui rit. Ele vin pentru că Dumnezeu ne îmbrățișează pe toți cu aceeași iubire. Puterea muzicii constă în faptul că ea se adresează direct spiritului. Prin natura ei, vibratorie, muzica ridică nivelul de conștiință și induce stări sufletești speciale, apropiindu-ne de ceea ce nu poate fi exprimat, de Dumnezeu. Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit, dragi copii! Astăzi, în cadrul emisiunii Educația Juvenilă, vom discuta, după cum bine v-ați dat seama, de educația muzicală. Cu permisiunea dumneavoastră, dragi telespectatori, am să trec la prezentarea invitaților. Am plăcerea să vă prezint pe distinsul profesor dr. Gheorghe Nițescu. Bine ați venit, domnule profesor! De asemenea, pe elevele Cristina Vișan și Mihaela Micu. Bună ziua! Bună ziua, domnișoară! Să începem cu domnișoarele. Vă rog să vă prezentați activitatea școlară. Domnișoara Mihaela. Eu sunt de la Colegiul Național Ion Maiorescu. Sunt în clasa a 6-a și la școala de muzică. Școala de muzică, practicați pianul la clasa de muzică a domnului profesor Gheorghe Nițescu. Sigur. Domnișoara Cristina? Sunt de la școala numărul 8, clasa a 3-a E și interpretez pianul de la 5 ani și jumătate. Domn profesor dr. Gheorghe Nițescu. Da, da. Domnule profesor, am să le prezint pe scurt telespectatorilor noștri faptul că sunteți absolventul Conservatorului de Muzică Ciprian Porumbescu din București. Da. Și că din anul 2013 sunteți doctor în muzică, dacă nu mă înșel, singurul din județul nostru. Da. De teama de a nu omite greșeli în citirea sau anumite activități în citirea CV-ului, vă rog să le prezentați dumneavoastră pe cele mai importante. Cel mai important lucru a fost că în 1978 am fost repartizat la școala de muzică din Giurgiu, pe vremea aceea școala de muzică și arte plastice Giurgiu. Acolo am luat pentru prima dată contact cu copiii și vreau să vă spun că am îndrăgit această meserie în așa fel încât timp de 36 de ani, acum sunt în al 36-lea an, am rămas numai la catedră, deși am avut mai multe propuneri de a lucra în diferite domenii, tot domeniul cultural sau artistic, dar am rămas la catedră. Viața mea a fost împărțită între catedră și alte preocupări pentru care am făcut la fel pasiune. Legate de muzică, legate de muzică, așa. Da. Una din preocupările a fost dirijarea unor coruri și constituirea unor coruri, începând de la formații corale pentru elevii și maturii. Am dirijat corul școlii numărul 3, am dirijat corul șantierului naval, o mică perioadă și Dunăreana, era o formație corală acolo de voci egale, dar la sufletul meu a rămas corala profesorilor de muzică din Giurgiu, pe care am înființat-o, bineînțeles, împreună cu colegii mei, în 1979, ca un atelier, practic, de testarea unor sonorități, de învățarea unor piese, sau, mă rog, să continuăm ceea ce învățasem în facultate. Cu această formație am avut, să spun eu, foarte, foarte mari satisfacții. Premiul întâi pe țară în 1984, proiectul și la sfârșit proiectul cu Academia de Muzică din Bruxelles și prezența noastră la o biserică de acolo din Bruxelles. Asta ar fi
În prezent, această formație se numește Harfa Dunării și concertează duminică de duminică la Catedrala Episcopală din Giurgiu. Am văzut în CV-ul noastră și că ați avut și un curs San Giorgio, cu care ați mers și în Ținătate. Da, da. De-a lungul timpului, această formație, vă dați seama, sunt aproape 4 decenii, a avut mai multe denumiri. Da, da, da. Și una din denumiri a fost și San Giorgio, dar am optat acum, în ultima perioadă, de 2 ani încoace, pentru Harfa Dunării. Asta ar fi activitatea corală. O altă pasiune a mea a fost cercetarea folclorului vlășean. Și în afara unor articole pe care le-am scris în presa locală... Vă referiți la cărțile scrise dumneavoastră? Nu numai asta. Că o să revenim asupra lor în următoarele minute. Nu, mă refer în primul rând la articolele care le-am scris. Prezența mea la unele sesiuni științifice la nivel național, la Cluj, la Pitești, și elaborarea unor lucrări mai ample, cum ar fi de pildă balada din zona folclorică Giurgiu și colinde vlășcene. Și cam asta a fost viața. A trecut timpul foarte repede, vă spun, aproape 40 de ani au trecut ca o clipă. Domnul profesor, ce m-a impresionat pe mine la dumneavoastră modestia de care dați dovadă. Dimineața, discutând cu dumneavoastră, eu mă adresam cu domnule profesor doctor și mi-a spus: domnul Gușe, nu, vă rog frumos, profesor este de ajuns, este suficient, un lucru extraordinar în ziua de astăzi, mai rar așa ceva. Da. Aș întreba pe frumoasele noastre domnișoare prezente în studio, de ce au ales să studieze pianul ca și instrument? Eu am ales să studiez acest instrument deoarece mi-a plăcut foarte mult de la început și mi s-a părut foarte interesant. Și cum ați ajuns la școala de muzică Victor Carpis, la domnul profesor Nițescu? Păi am venit cu mătușa mea să mă înscrie și... am trecut testul. Da, da, da. Ați fost selecționat? Există multe probe? Da, sigur, sigur. O examinare înainte de a scrie. O să revenim și asupra acestui amănunt. Domnișoara Cristina? Eu am ales acest instrument pentru că mi-a plăcut foarte, foarte mult și am descoperit la vârsta de 5 ani și jumătate că am acest talent. Cristinica, ne are și nouă talentul pe care îl ai? Hai, te rog frumos, să interpretezi o melodie. Și poți să ne spui cum se numește? Se numește Furtuna de Birmingham. Frumos. Thank you.
special. Felicitări! V-aș întreba din nou pe amândouă, cum împărțiți timpul de la Școala de Muzică Victor Carpis și de la Școala Gimnazială, unde vă desfășurați activitatea școlară? Pentru mine este destul de greu să le împart pe amândouă, deoarece întotdeauna sunt în criză de timp. Da. Dar nu aș renunța la pian, pentru că atâta timp cât îmi place ceea ce fac, nu simt că este o muncă. Da, cel mai frumos în viața noastră este să facem ceea ce ne place. Cel mai nobil lucru. Domnișoara Cristina? Eu, deoarece școala este dimineața, da, fiindcă sunt clasa a treia, pot să fac și pianul după masa. Da, da, da. Da. Și nu vă afectează în desfășurarea temelor? Nu. Este un lucru foarte bun. Domnul profesor, vă întreb, ce ar fi viața noastră fără muzică? Fără această artă, care, deși nu o vedem, ne sensibilizează până la lacrimi? Nici n-aș putea să-mi închipui. Dacă s-ar opri muzica pe tot globul numai pentru un minut sau două minute și n-ar mai fi difuzată prin mijloacele mass media, n-am mai asculta pe mijloacele personale de ascultarea muzicii, cred că ar fi ceva îngrozitor. Am fi într-un hău adânc. Nu aș putea concepe și cred că nimeni, chiar dacă nu profesează muzica, chiar dacă nu are din asta o preocupare măcar permanentă, să o asculte și tot ne creează o stare de bine. Exact. Da. Fondul acela, știți că primul gest al nostru dimineața este să apăsăm pe butonul de la radio și să ascultăm puțină muzică. Da, muzica ne face bine și în momentele de tristețe și în momentele de veselie. Tot bine, timpul are loc în sufletul nostru. Fără muzica. Discuție, este și o muzică legată de anumite momente, de stări sufletești, da, unde muzica poate să ajute să ieșim din aceste stări, dacă sunt stări depresive, să ne pondereze celelalte, da, da, stări. La cum v-aș întreba pe dumneavoastră, domnule profesor, de ce dintre toate artele ați ales să studiați muzica? Având în vedere faptul că Dumnezeu v-a înzestrat cu mai multe daruri, trebuie să le cunoașteți. Chiar vorbeam adinaori, ați scris, ați editat și două cărți. Da. De ce ați ales muzica? Eu sunt un caz special. La noi, în familie, tatăl meu a fost profesor de muzică. Și deci ați moștenit. Sigur că, da, educația era alta pe vremea, da, copilăriei mele. Relațiile între copii și părinți erau cu totul altele decât sunt acum. Și vreau să vă spun că nu mi-a cerut nimeni părerea sau nu m-a consultat în privința asta. Ați făcut ceea ce ați simțit dumneavoastră. Nu, mi s-a spus că trebuie să fiu profesor de muzică și, aha, cu asta basta. Da, da, de, da. Să-l urmez pe tata în profesia lui. Și la 11 ani m-au trimis la liceul de muzică din București, numărul 1, acum Dinu Lipati. Și la clasa 8 am avut un moment de răzvrătire, că eu vreau să mă duc către matematică, îmi plăcea, da, foarte mult matematica, îmi plăceau științele exacte. Aveam prieteni care erau la Basarab în București și care făceau intensiv matematica și mi intrase mie în cap să dau și eu la liceul Basarab și să mă intru la aerospațiale. Da, da, da. Când a auzit tata asta, nu vă spun ce a urmat, că de atunci n-am mai deschis discuția. Nu, n-am mai putut. Da, da, bine, vă spun, educația se făcea cu totul și cu totul diferit față de zilele noastre și atunci am făcut muzica. Nu mai spun că am îndrăgit-o pe parcurs. În clasa 8 am participat la o emisiune de televiziune, da, în direct, da, ca și acum. Da. Și pe vremea aceea televiziunea nu era în localul care este acum, da, care îl știm toți, era vis-a-vis într-o clădire mai veche și acolo ne-au fardat, ne-au instruit, ne-au, în sfârșit, era în direct, nu, da, 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 erau magnetoscoapele astea sau, mă rog, nu știu cum se numesc aparatele astea de înregistrare, că acum, sigur, e imprimare digitală, dar, da, pe vremea era pe altceva. Și
pur și simplu am cântat și de atunci m-am îndrăgostit de muzică și am rămas. Da. Atunci v-aș întreba și pe dumneavoastră, în afară de muzică, ce alte preocupări mai aveți? Pe care vi le-am spus, tot legat de muzică. Nu, la noi în casă soția este profesoară de vioară, colegă cu mine la școală, fata mea este profesoară de muzică. Vreau să spun că tot universul nostru se leagă de muzică. Până și aia micuță nepoțica, și pe aia o vrem să o convertim la muzică. Urmeze tradiția. Da, dar să știți că e destul de îndărândică și, nu știu, copiii ăștia au altă, au mare personalitate. Mă lupt cu ea, are numai 5 ani, sper că până la urmă să reușesc cu siguranță, cu siguranță. Da. Aș întreba din nou pe domnișoarele noastre dacă doresc să urmeze o carieră din studiul pianului. Da, mi-aș dori mult, deoarece ar fi chiar frumos ca în viitor să fac ceva ce iubesc cu adevărat. Exact ce spuneam, este cel mai frumos lucru să facem ceea ce ne place. Domnișoara Cristina? Da, bineînțeles, eu iubesc pianul și această artă. Pianul este un instrument nobil, sigur că da, da. În afară de studiul pianului, ce alte activități extrașcolare mai îndrăgiți? Pe lângă pian mai fac și cursuri de pictură și mai nou aș vrea să fac și cursuri de basket, deoarece de când am început să practicăm la orele de sport de la școală acest sport, mi-a plăcut foarte mult. Da, 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 da. Eu fac lecții de pictură. Este o tradiție la Victor Carpis. Majoritatea copiilor pe care am avut invitați în emisiune urmau în paralel și artele plastice. Sigur, pe ele se completează unul. Da, 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 sigur. Da. Este un lucru foarte bun. Și unde doriți dumneavoastră, domnișoare, să canalizați atenția? În jurul artelor plastice sau în jurul pianului? Cred că în jurul pianului. Totuși. Da. Da, da. Vreau să vă spun că la Ana Mihaela, Ami, cum îi spunem noi, da, e o tradiție în familie, dacă putem să-i spunem așa. Mama ei mi-a fost elevă la școala generală numărul 3 și când a venit cu ea la școală, eu nu aveam locuri la mine la clasă, se ocupaseră locurile. Și i-am spus, doamnă, dar nu putem, n-am recunoscut-o. Da. Păi, domnul profesor, nu ați lucrat cu mine? Aia, dacă ați lucrat, gata. Și a făcut un loc șor acolo. Da. Și ei, da. A fost de bun augur. Da. Foarte talentată. Da, un copil deosebit. Să știți că talentul de fiecare dată este însoțit, talentul muzical vorbesc, da, este însoțit și de alte calități, de, cum să spun, bun la matematică, vorbesc la copii, da, așa, la pictură, la sport. Eu am avut colegi în liceul de muzică foarte buni sportivi. Bine, n-au urmat cariera sportivă la noi, faptul că eram liceu considerat atunci unitate de elită pentru învățământul muzical românesc, fără discuție, cam în proporție de 90% toți au urmat cariera muzicală. Da. Vorbesc un dată, domnul profesor, de talent. Părerea mea, și nu numai, nu este de ajuns, nu este o condiție suficientă talentul. Pe lângă talent, trebuie dublat și de foarte multă muncă, foarte multă dăruire pentru a ajunge la înalta performanță. Da, toată lumea zice că dacă urmează muzica este o preocupare ușoară, nu necesită efort fizic, nu. Eu să știți că am contrazis și contrazic în continuare. Să știți că muzica necesită un efort fizic foarte mare. Pentru că studiul acela pe care îl face elevul, nu numai din punct de vedere fizic solicită organismul, psihic. Și psihic, și concentrare, și sincronizare, și multe aspecte alte care se leagă. Care se leagă. Nu e numai talentul, și fără discuție, că sunt oameni talentați care se pierd pentru că nu mai au acea perseverență, nu mai au acea dăruire pentru muncă.
talentul există. Eu zic că există la fiecare copil. El se dezvoltă în măsura în care profesorul și elevul colaborează și, cum să spun eu, dezvoltă și stimulează. Da, domnul profesor, ați atins un punct sensibil. Ați spus profesorul și elevul. Au fost foarte mulți copii talentați de-a lungul timpului care chiar și-au dorit în alta performanță, însă, datorită unor profesori slab pregătiți, au capotat și nu și-au atins scopul. Eu nu vorbesc strict la muzică, la modul general. Nu știu, nu mă pot pronunța în alte domenii, dar să știți că la noi, la muzică, cine a făcut o facultate de muzică, a trecut prin examene foarte grele, să știți. Și acum, pentru că fetița mea, v-am spus, urmează cariera muzicală, este profesoară de muzică la școala americană. Aveți doi copii? Doi. Cealaltă nu a făcut muzică. Da. A făcut și ea până la clasa 8-a. Da. A făcut pictură, a făcut balet, mă rog, tot arsenalul ăsta de preocupări pe care noi le inoculăm copiilor la vârstele, la diferite vârste. Dar până la urmă ea a ales limbile străine, e traducător undeva la o întreprindere din București, așa că a terminat cu muzica, dar cea mică nu. Da. Aș întreba din nou pe domnișoara de noastră, la școală colegii voștri cum vă percep, cum se comportă știindu-se faptul că studiați pianul la nivel avansat? De obicei copiii sunt mai răutăcioși și mai... În cazul vostru? Colegii mei se comportă ca și cu un copil obișnuit. Adică nu m-au considerat niciodată, ca să spun așa, o vedetă. Da. Deși, să fim sinceri, o să discutăm în următoarele minute și se adeverește faptul că, într-adevăr, sunteți aproape de înaltă performanță în muzică. Domnișoara Cristina? La mine la fel. Nu mă tratează ca pe o vedetă sau ca pe cineva care e mai înalt decât toți sau ceea ce nu sunt. Sunt un copil obișnuit. V-am oștenit modestia, domnul profesor. Am doi copii. Păi să știți că în domeniul artistic trebuie să știi și să-ți cunoști foarte bine posibilitățile pe care le ai și nu trebuie niciodată să pari mai mult decât ești în realitate, pentru că atunci e caz în ridicol. La noi cochetăm întotdeauna cu un soi de personalitate puternică și chiar cu statutul de vedetă, până la urmă, că în momentul în care ieși și în fața unui public de 300 de persoane, să zicem cum este la noi la Ateneul Bălănescu sau aici la televiziune, unde sunt mult mai mulți telespectatori, fără discuție că lumea te consideră ca pe cineva special. La fel și ele acolo, chiar dacă ele se simt acolo bine în colectivele în care învață, să știți că în sinea lor fiecare le consideră ca având un dar în plus și sunt acolo un soi de vedete. Nu întâmplător am pus această întrebare. Dar ele au fost foarte bine dumneavoastră. Da, ele au fost crescute, cum să spun eu, cu măsura lucrurilor. Le-am inoculat ideea de a fi modeste și ele știu foarte bine că poți să aluneci și în panta opusă. Opusă și nu e. Sigur că da, sigur. Domnul profesor, se poate studia muzica la nivel de performanță dacă nu există sensibilitate sufletească? Nu știu, e o întrebare foarte, foarte grea. Noi în școala de muzică tocmai asta facem. Deci noi sporim sensibilitatea copilului față de arta muzicală sau față de artă în general. Nu știu și nu cunosc cazuri între copiii pe care i-am avut la clasă să aibă un suflet care să respingă frumosul și să respingă ceea ce este valoros în artă. Atunci aș veni cu altă întrebare, domnule profesor.
Ați avut copii care au abandonat activitatea muzicală? Da, da. Datorită cărui fapt s-a întâmplat acest lucru? Majoritatea din cauze medicale, pentru că v-am mai spus și v-am mai repet. Da, este ușor. Este foarte greu să te ții fizic și psihic, să te ții de o anumită activitate. Îți trebuie răbdare, îți trebuie perseverență și multe și multe alte calități. Deci asta ar fi o categorie. Din cauze strict medicale, să zicem așa, sau de posibilității ale organismului de a face față la anumite eforturi, au abandonat dintr-o, cum să spun, o proastă gospodărire a timpului. Și aici vinovatul numărul unu este familia, care trebuie să-i dea educația foarte strictă în a-și împărți timpul. Sigur, foarte bine a spus dumneavoastră, pentru că educația din familie pornește. Sigur. Dacă nu pornește cu ABC-ul, mai târziu este greu. Școala să asigure educația unui copil și să asigure lipsurile pe care le are din de acasă. Copilul și în general copiii n-au discernământul ăsta ce este bine și ce este nu e bine să faci în viață. Nu e bine să furi, nu e bine să fii violent, să ai alte lucruri, dar ca să faci o artă, să lucrezi pentru a-ți perfecționa cumva talentul sau, mă rog, dotarea pe care o ai în general, mie mi se pare că este un lucru nobil. Și sensibil, exact, am revenit la ceea ce ne-a interesat. Să încurajeze copiii în domeniul ăsta, părerea mea sinceră. Da. Și o fac în cea mai mare măsură. Noi la școală avem în jur de 200 de copii care urmează și secția de artă plastică și secția de muzică și de-a lungul timpului eu am observat, slavă Domnului, am avut atâția ani la dispoziție să constat faptul că copiii care au trecut prin școala de muzică au ajuns în viață niște personalități. Sigur. Să știți. Poate muzica i-a îndemnat să-și gospodărească mai bine timp. Poate faptul că muzica are această capacitate de a stimula dezvoltarea generală a unui copil și în primul rând să-i crească potențialul intelectual al unui copil. Poate de faptul că, contactul cu arta muzicală este ca și cum, contactul între organismul uman și o floare, să zicem, da. Care știți foarte bine că dacă nu e îngrijită cu suflet, ea se ofilește. Da. S-ar putea să fie multe lucruri la mijloc. Da, pentru că în educația muzicală, spun specialiștii, un copil care practică care studiază un instrument, îi se dezvoltă anumite zone a creierului care numai studiind muzica se dezvoltă, sunt atinse. Așa este. Dezvoltă capacitatea de concentrare. Da, așa este. Și multe alte calități, inclusiv capacitatea de a deveni lider în viață. Asta nu este un lucru de la mine spus, este o teorie japoneză, din școala japoneză, unde fiecare copil este pus să învețe un instrument muzical. Se pare că vioara face, predomină în gusturile și preferințele nipponilor, japonezilor, deși ei au obținut mari succese cu arta pianistică în Europa. Deci ei acolo au ideea, nu mai zic că există și școala Suzuki, nu are nicio legătură cu marca de motociclete, dar vreau să vă spun că ei au teoria asta ca, copiii să învețe în colectiv, ceea ce în Europa nu se realizează. Au fost acolo la Paris în urmă cu tot așa 3-4 decenii, au fost niște schimburi în acestea între școala europeană și școala japoneză, unde s-au făcut demonstrații pe viu cum o doamnă profesoară preda vioara la 30-40 de copii odată. Fără probleme. Ei au secretele astea. Păi, dar vreau să vă spun că acolo este un cult
pentru instrumentul muzical. A făcut copilul informatică, a făcut inginerie, a făcut medicină, dar face și un instrument muzical. Ei au constatat că este foarte important pentru dezvoltarea copilului această preocupare. Ca să faci din asta o meserie, îți trebuiesc multe și multe condiții favorabile ca să poți să pătrunzi în lumea bună a muzicii. Dar pentru a-ți împlini cumva formarea ca personalitate, eu zic că este mai mult decât necesar să studiezi un instrument muzical. Exact ce vorbeam adinaori. Domnișoarele, care doriți să mai ne interpretați o melodie? Eu. Haide, vă rog, vă rog. Cum se numește? Este un moment muzical de Schubert. Spectatorilor noștri, faptul că domnișoara Mihaela a câștigat premiul locul întâi la un important concurs la Paris. Vă rog să detaliați. Este vorba de concursul muzical, concurs muzical de France. Un concurs de mare amploare. Așa, care există din 1979. Și unde participă tineri pianiști din toată lumea. Există acolo, în concursul ăsta care se desfășoară pe parcursul unui an școlar, există mai multe centre de concurs, în primul rând în Franța, care selectează copiii. La New York există un centru, anul în care a fost Mihaela acolo prezentă la Paris, au fost copii care au venit din Spania, de la centrul de concurs din Spania, din Italia, dar copiii acolo vin din toată lumea la această prezentare. Noi am prezentat un DVD care s-a jurizat la Marsilia din considerente financiare. Da. După care a fost admisă la finala de la Paris și acolo vă dați seama că au fost a 10-a parte din toți care s-au prezentat, da, la diferitele centre de concurs. Nu avem o statistică exactă la numărul sau despre numărul de participanți la această fază de preselecție. La faza finală ați numărat acolo copiii care au fost în
de la clasa întâi sau de la preșcolar și până la copii de facultate, cred că au fost în jur de 500 de copii la această finală de la Paris. De fapt, am luat locul întâi. Și asta vreau să vă extraordinar. A luat locul întâi. Să caut, dă-mi, te rog, diploma. Ea la cameră, a participat, frumos. A participat, nu știu, unde se oară? Așa, a participat la două secțiuni. Asta este diploma de la Marsilia, în care am fost înștiințați că a mers la, mergem la Paris. Uite, asta este diploma pentru locul întâi de la pian clasic, de la secțiunea de pian clasic. Locul întâi vorbesc la categoria de vârstă. Așa. Și aici este vorba de diploma. Da, este diploma, este diploma pentru premiul întâi și diploma pentru premiul special pe care l-a primit atunci. Este vorba de premiul concursului. Bine, a fost și o sumă de bani acolo. Avem și o scrisoare de mulțumire din partea doamnei care a organizat acest, care organizează acest concurs din 1979. Ne-am bucurat foarte mult, mai ales că în urmă cu un an ea mai fusese acolo și a obținut numai premiul 2. Vedeți dacă este perseverență, dacă se insistă într-un anume domeniu, se obține și experiență și rezultate se obțin pe măsura respectivă. Da, o felicităm pe domnișoara Micaela. Da, domnișoara Cristina, ne interpretați o melodie? Da. Vă rog frumos. Cum se numește melodia? Se numește Ecoseza de Chopin. Degetație foarte bine pusă la punct, se coordonează foarte bine. Este meritul dumneavoastră, domnule profesor, cât de modest ați fi. Domnișoara Cristina, am înțeles că a fost premiată la un concurs la NISA. La NISA, da. A luat premiul întâi acolo când avea numai 6 ani. A fost primul ei concurs la care a participat. Și vreau să vă spun că a impresionat juriul. Eu am avut ocazia să stau de vorbă cu doamna profesoară Cristina Lazar, care a fost în juriu din partea României. Dânsa este membru de onoare al juriului de la NISA, alături de reprezentanți din mai multe țări ale lumii, mai mulți reprezentanți de la școlile de pianistice din diferite centre din lume, și mi-a spus că a impresionat calitățile ei native pe care sigur, le are pentru la o vârstă de fragedă, nu se pune plan de studiu. Este ceva nativ. Sigur. La amândouă, domnișoare, da, clar. Da, eu am lucrasem cu ea atunci și cred că un an și un pic. Și a reușit să ia, după aceea a mers la concursul de la Câmpina și acolo a impresionat, practic s-a inventat un,
un premiu pentru ea, pentru că acolo regulamentul de concursului era premiul 1, premiul 2, premiul 3 și mențiuni. Ei i-au dat nu premiul 1, premiul 1 special pentru Cristi Niga, pentru că a fost într-adevăr atunci avea și încrederea asta că poți obține rezultate bune în fața unui juriu și motivație. A cântat din tot sufletul și a impresionat acolo. Și a mai luat și alte premii. Eu am aici o listă întreagă cu premiile pe care le-a obținut. V-am spus la Câmpina așa, după a fost la concursul internațional de pian, de la Millennium Piano, ediția 5-a de la București în 2012. Bine, ea nu are decât 11 ani, nu? Ai împlinit? 10. 10 ani. A, mulțumesc și sănătoși. Da, seama că deja are un palmares de invidiat pentru vârsta dumneai ei. Da, mai are un premiu tot la Millennium Piano al doilea an. Are la concursul de interpretare pianistică Gradus al Parnasum, ediția 6-a de la București, premiul 1. Anul acesta, concursul Pro Piano la locul 3, văd că ea cochetează acolo, dar să știți că așa în compania celor care participanților la concursul de la Pro Piano, ea are un loc deosebit și un loc onorant acolo, pentru că într-adevăr vin cu reprezentanții a unor școli pianistice din Europa puternice. Foarte puternice, da, foarte puternice. Da, 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 da. Iar juriul este foarte exigent. Are doi membri, dacă nu mă înșel, unul profesor la conservatorul din Viena și, mă rog, am văzut acolo niște personalități de talie internațională care jurizează acești tineri pianiști. Da. Le-aș întreba pe domnișoarele noastre ce așteaptă de la viitor? Ce vă doriți de la viitor? Mi-ar plăcea foarte mult să continui cu pianul, pentru că mie chiar îmi place, dar pe deasupra îmi place mult și matematica. Mi-ar plăcea ca în viitor să fac ceva care se rezumă și la acest lucru. Da. Sper că dumneavoastră văd de voi părinții, nu ca la domnul profesor, referitor la matematică și la altceva în afară de muzică. Da, domnișoara Cristina? Eu aș vrea să cochetez în continuare cu pianul. Și pe lângă pian? Pe lângă pian cu matematică. La fel. Da, da, da. Se pare că este o tradiție la clasa dumneavoastră, domnule profesor. Da, probabil că le-am transmit preferință pentru matematică alături de domeniul muzical. Da, frumos. Da. Combinați arta cu științele exacte. Da, da, sigur. Eu la clasa de pian nu fac matematică. Asta vă asigur eu. Cu nici siguranță nu mai pot să fac, pentru că am văzut că a evoluat foarte mult de când eram eu elev și până în ziua de astăzi. Da. Adică sunt lucruri care m-ar depăși. Domnul profesor, având în vedere faptul că suntem pe final de emisiune, este normal să vă dăm dumneavoastră ultimul cuvânt. Puteți să ne spuneți planul de viitor? Ce credeți dumneavoastră că... Ce mi-aș dori eu, că ați întrebat pe copii ce își doresc, îmi doresc și eu, să am cât mai mulți copii calitățile pe care le are Cristina și Ami. Am o clasă de pian cu copii foarte harnici, cu copii care se preocupă de această disciplină pe care noi o predăm acolo la școala gimnazială de artă Victor Carpis. Ele însă sunt, cum să spun eu, au obținut niște lucruri deosebite, pentru că au avut și niște calități deosebite, au muncit foarte mult pentru treaba asta, dar vreau să vă spun că această cale este deschisă oricui de la mine de la clasă. Sunt copii care vin cu multă plăcere și cu rezultate foarte bune. Sperăm că mai avem ocazie să vă prezentăm și alți copii de la clasa mea și de la clasa și la celelalte clase ale colegilor mei, unde avem copii foarte talentați cu premii foarte valoroase la competițiile internaționale și naționale. Este păcat, domnul profesor, că nu putem să scoatem în evidență calitățile, talentul copiilor noștri.
am rămas surprins câți copii talentați avem la noi în oraș, de care pur și simplu nimeni n-a auzit de performanțele lor. Cam atât pot să spun, mai mult nu pot să spun. Da, este mare păcat. Mă uitam cu drag la aceste două domnișoare, câtă talentate, câtă pasiune pun în tot ceea ce fac. Noi ca adulți ce facem? De ce nu? Bănuiesc că familia a contribuit foarte mult la, la accesiunea lor pe plan fără muzical. Fără discuție. Da. Uitați că sunt aici, în studio, alături de ei. Da. Vin cu ei de mână la școală. Asta înseamnă un efort pentru familie și efortul financiar de a cumpăra instrument și asta este speranța mea este sinceră și cred că și a dumneavoastră este că ai noștri copii cât de curând vor fi ajutați, vor fi motivați de autoritățile în măsură să facă acest lucru. Da, este păcat să ne axăm pe foarte multe alte lucruri, în schimb să nu dăm importanță copiilor noștri, copiilor talentați. Da, dar să știți că noi am primit sprijin. N-am primit sprijin financiar inclusiv la deplasarea lui Ana Mihaela, la ultima deplasare la Paris. Noi am primit sprijin prin faptul că avem o școală dotată cu instrumente performante, fără de care n-am fi putut să facem absolut nimic. Avem o sală de concerte superbă și tot așa dotată cu cele necesare. Domnul profesor, cu siguranță că veți reveni la noi în emisiune. Vă mulțumesc mult pentru prezența în studio. A fost o reală plăcere să vă avem alături. De asemenea, mulțumim și frumoaselor noastre domnișoare, în special domnișoarei Cristina, care este foarte răcită și cu toate astea ne-a onorat cu prezența. Mulțumim în mod special pe această cale. Bineînțeles, domnișoarei Mihaela, pe care cu mare drag o așteptăm și în alte emisiuni. Dragi telespectatori, în fiecare joi de la ora 16, nu uitați să vizionați emisiunea Educația Juvenilă. Dragi copii, cel mai frumos și de preț dar pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă oamenilor este viața. De aceea, aceasta trebuie trăită în respect de sine, în respect față de aproapele nostru și, cel mai important, în credință față de Dumnezeu. V-ați putea întreba cum puteți obține aceste trei calități extraordinare. Răspunsul este simplu, prin educație. Nu uitați, educația este viitorul vostru. La revedere!